Fata săracului cea isteață, de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată, câte n-ar fi, nu s-ar mai povesti. A fost odată un om și o femeie. Ei erau atât de săraci încât n-aveau după ce bea apă. Nici tu casă, nici tu masă, nimic, dar nimic n-aveau după sufletul lor. Muncea bietul om de dimineața până seara târziu, alături cu muierea, de-i treceau nădușelele și ca să dea și ei în spor, ba. Se ținea, vezi, norocul după dânsii ca pulberea după câini, cum se zice. Umbleau cu tărăbuțele de colo până acolo și ca să se statornicească și ei la un loc, nu găseau. Căci cine era să-i primească pe ei doi calici, uleaota de copii după dânsii. Adică, uitasem să vă spui, aveau acești oameni o spuză de copii. Din acești copii, cei mai mari erau numai fete, iar băieții erau mărunței și stau lângă dânsii ca ulcelușele. Să nu vă fi dus Dumnezeu vreodată să fiți față când venea omul de la muncă, că v-ați fi luat câmpii. Ieșeau toți afară înaintea lui, jigăriți și hărtăniți ca niște netoți, subțiratici și pițigăiați, mă rog, leșinați de foame, și tăbărau pe bietul om cu gura. Tată, mi-e foame! Tată, mor de foame! Tatăl lor se zăpăcea și nu știa către care să se întoarcă mai întâi și le da toată agoniseala lui dintr-o zi. Dar de unde să le ajungă ce brumă le aducea el? Abia puneau pe o măsea. Bietul tată său și biata mamă sa de multe ori se culcau nemâncați. Li se rupea inima de milă, dar n-aveau încotro. Și ca să-și liniștească copiii, el le făgăduia că a doua zi are să le aducă mai mult. Astfel, mai cu șoșele, mai cu momele, adormeau și bieții copii, cu nădejde că a doua zi are să fie mai bine. Dintre toți copiii, fata cea mai mare era mai tăcută și mai cu judecată. Ea rămânea cu surorile și frații cei mai mici când se duceau părinții la muncă. Vedea de dânsii, îi muștroluia și îi povățuia să fie mai cu răbdare, mai îngăduitori ca să nu se amărască până într-atât părinții. Dar bate toba la urechea surdului, adică, de, ce să zici, ar fi fost și ei poate mai îngăduitori și mai cu răbdare, dar burta le da ghes și îi făcea de multe ori să fie neînțelegători. Între acestea, boierului pe moșia căruia se aflau acești oameni, ca și urgisiți de Dumnezeu, îi se făcu milă de ei. Și într-o zi, când veni să se roage pentru sălași, boierul îi zise: omule, te văz harnic, muncești de te spetești și două întei te văz că nu poți lega. Iată, eu mă îndur și îți dau un petec de loc să fie de veci al tău. Du-te de-ți alege petecul ce-ți va plăcea și apucă-te numai decât să-ți faci un bordei. Boc de-a proste cu coane și Dumnezeu să primească, de unde dai să izvorască, răspunse bietul om. Se duse deși alese un petec de loc și până în seară groapa pentru bordei o și dete gata. Cum se brodică locul ce-și alese să fie alături cu al unui țăran bogat și mândru de nu-i ajungea cineva cu prăjina la nas. Peste noapte, nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, că o vită de-ale bogatului căzu în groapă și muri. A doua zi de dimineață, bogatul, văzându-și vita moartă, sări cu gura mare asupra săracului. Îl luă de piept și cu el târâși, se duse la curtea boierului să le facă judecată. Boierul se miră când îl văzu și întrebă ce caută. Țăranul cel bogat zise: boierule, acest prăpădit de om venetic în satul nostru n-ar mai avea parte de el. După ce ți-ai făcut pomană de i-ai dat un petec de loc, el tocmai lângă mine și-a ales să-și facă bordei, una la mână. Bagă de seamă că după ce e sărac, apoi e și cu nasul pe sus. Al doilea, groapa ce și-a făcut pentru bordei după ce că e mare foarte, apoi n-a avut grijă să o acopere peste noapte cu ceva, numai ca să-mi facă mie pagubă.
și mi-a căzut o vită în trânsa, deși a rupt junghietura. Judecă dumneata acum, nu e dator să mi-o plătească? El zice că n-are cu ce și ce-mi pasă mie de asta?" Boierule," răspunse și săracul umilit și cu lacrimile în ochi cât pumnul, "boierule, n-am ce zice, omoară-mă, spânzură-mă, n-am ce face dacă a dat păcatul peste mine." "Așa este, cum zice bogătașul meu vecin. Și fiindcă lui Dumnezeu îi place dreptul, drept să spui ce e drept. Am săpat groapă și o groapă mare ca să încapă burdeiul pentru toți ai mei, dar nici că m-am gândit ca să-i aduc pagubă. Și nici n-a fost la sufletul meu cugetul de mândrie, căci n-aveam pe ce mă mândri când mi-am ales loc lângă dumnealui. Acum luminează-vă Dumnezeu, boierule, și judecați după dreptate." Boierul stă în cumpănă, nu știa cui să dea dreptate. Vedea el că săracul a căzut în păcate, dar fără voie. După ce se gândi el nițel, zise: "Bre, oameni buni, eu am să vă fac 3 întrebări. Cine le va dezlega mai bine, aceluia să fie dreptatea. Vă dau răgaz de 3 zile. Gândiți-vă, după 3 zile să veniți și să-mi ghiciți întrebările. Țineți minte bine. Întâia întrebare sună așa: ce este mai gras în lume? A doua: ce este mai bun? Și a treia: ce aleargă mai iute? Haide, duceți-vă acum, dar să mai știți una, dacă niciunul din voi nu va ghici vreuna din întrebările mele, să știți că unde vă stau picioarele, o să vă stea și capetele." Amândoi împricinații se întoarseră la casele lor. Bogătașul, lăudându-se că el are să ghicească, fiindcă ce lucru poate fi mai ușor decât a spune că porcul său din ogradă este mai gras, deoarece stă slănina pe dânsul de o palmă, iar săracul plângea de potopea pământul, gândindu-se că ce o să spuie el. Dacă ajunseră fiecare la ai săi, bogătașul era vesel care să-și câștige pricina, iar săracul se puse pe gânduri și tot ofta. Copiii se adunară pe lângă dânsul, se uitară, dar nu putezară să-l întrebe ceva. Începură și ei a plânge și se făcu acolo la dânsi o plângere și o jelanie de te luau fior de milă. Numai fata cea mai mare își luă inima în dinți și îl întrebă ce are de este așa de trist. "Ce s-am, fata mea? Iacă, păcate de la Dumnezeu, boierul ne-a îndatorat să-i ghicim niște întrebări pe care nici oamenii cei procopsiți nu i le-ar putea spune, necum un sărman prost ca mine." "Ci spune-ne și nouă că doar domn putea să-ți dăm vreun ajutor," zise fata. "Că ce ajutor ați putea voi să-mi dați, voi care nu știți încă nici cum se mănâncă mămăliga?" "Te miră, tată, la ce am putea fi buni și noi? Și apoi ce strică dacă ne vei spune și nouă?" Atunci săracul zise: "Iacă, iacă cine a zis boierul să ghicim. Căci de unde nu, ne va sta capul unde ne stau tălpile." Fata cea mare se puse pe gânduri și după ce mai cugetă, ea ce mai cugetă, se apropie de tată său și îi zise: "Ia lasă, tată, nu mai fi așa de mâhnit, nu ne lasă Dumnezeu pe noi să pierim. Când te vei duce la boierul, să-i dai răspuns, ți-o-i spune și eu ceva. Și poate că va da Dumnezeu să scap cu față curată dinaintea lui." Săracul păru a se mângâia oarecum, dar numai inima lui știa, nu voi avea să-și mai mâhnească și copiii. În dimineața când fuase înfățișat la boierul ca să-i ghicească întrebările, fie s-ai spuse ce să răspunză. Săracul se arătă a fi mulțumit, dar se îndoia. Se înfățișă înaintea boierului, bogătașul mândru și cu pieptul deschis, săracul umilit și strâns la piept, de sta să-i crape sumanul ce zdrânțuit pe dânsul. Boierul îl întrebă pe bogătaș: "Ei, bade, ce este mai gras pe lumea asta?" Bogătașul răspunse cu curaj: "Apoi de cucoane, ce să fie mai gras decât porcul meu din ogradă, care grăsimea pe el de o palmă de groasă." "Minciun spui," răspunse boierul.
și întrebând și pe săracul, el răspunse cu sfială: apoi, de coane, eu zic cu mintea mea proastă că pământul să fie mai gras pe lumea asta, că el ne dă toate bunătățile pe care le avem. Așa este, răspunse boierul. Acum zise bogătașului iară: ce aleargă mai iute pe lumea asta? Armăsarul meu cu coane, răspunse bogătașul, că aleargă peste voi și dealuri când îi dau drumul de nu-i vezi copitele. Apoi de cu coane, capul meu nu mă duce așa departe, fără decât dacă dau sucoteală că nimic nu aleargă așa de iute ca gândul, răspunse și săracul. Tu ai dreptate, ce-l aiurează, zise boierul. În cele din urmă mai întrebă odată pe bogătaș: ce este mai bun pe lumea asta? Nimic nu este mai bun pe lumea asta, milostive stăpâne, răspunse el, ca judecata cea dreaptă a măriei tale. Eu, boierule, cu prostia mea, mă duce gândul să crezi că nimic nu e mai bun pe lumea asta ca Dumnezeu, care ne sufere pe lume cu toate răutățile noastre. Adevărat, așa este, zise boierul. Și întorcându-se către bogătaș, adăugă: ieși afară, țăran viclean și mojic ce ești, sau pui acum de strage la tălpi atâta cât nu poți duce. Bogătașul ieși cu coada între picioare și, chemând mai aproape pe sărac, îl întrebă cu un grai blajin: spune-mi, bre omule, cine te-a învățat pe tine să răspunzi așa de potrivit, căci din capul tău ăla sec nu crezi să fie ieșit așa cuvinte înțelepte? Bietul sărac se cam codea, nu-i venea să spuie drept de teamă să nu pățească ceva. Dar dacă se văzu încolțit, spuse tot adevărul precum era. Atunci boierul, mirându-se în sine de iscusința fetei săracului, îi porunci ca a doua zi să vie cu fata la curtea boierească. Ea să fie nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici pe lângă drum. Cum auzi săracul unele ca acestea, începu a se boci și a se văicăra de nu-ți venea să-l mai auzi și se întoarse la ai săi. Fata cea mare, când auzi cele ce îi spuse, zise: nu te teme, tătucă, că-i viu eu lui de hac, numai să-mi cauți două mâțe. Cum se făcu dimineață, fata aruncă pe dânsa o plasă, luă mâțele la subțiori, încălecă pe un țap și plecă la curtea boierească. Mergând astfel pe drum, ea nu era nici călare, nici pe jos, căci îi da de pământ când un picior, când altul, țapul fiind pitic. Umbla nici pe drum, nici pe lângă drum, căci țapul nu ținea drumul drept. Aici trecea pe lângă câte un gard să apuce câte vreun lăstar de la vreun pomișor, aici trecea de cealaltă parte. Fata nu era nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, cu plasa aruncată pe dânsa. Și așa, cu chiu cu vai, ajunse la curtea boierească. Când o văzu boierul și oamenii în curții venind așa, încremeniră. Boierul, vezi, nu voia să se dea rămas și porunci să dea drumul la doi câini ce-i ținea la curte în lanț. Aceștia, cum văzură alaiul cu care venea fata săracului, se repeziră la dânsa, dar ia dete drumul îndată mâțelor și câinii se luară după dânsele, iar fata săracului ajunse la scara boierească așa precum îi poruncise boierul. Văzând și această iscusință a fetei, boierul n-avu încotro și fu nevoit să o primească. Atunci porunci să o îmbăieze, o îmbrăcă cu niște haine ca de mireasă și hotărâ să o dea după un fecior ce l-avea boierul pe lângă dânsul, care îl slujea cu credință. După ce o văzu boierul curățică și ferchezuită ca o mireasă și cum avea și ea pe vinul încoace, îi se păru mai frumoasă de cum era atunci. Ce i-a bătut lui că pofti să o aibă el de nevastă, mai cu seamă că era burlac, și se cunună cu dânsa. Mai înainte de a se cununa, boierul zise dânsei: eu te iau de soție, dar să știi că tu n-ai voie să judeci niciodată fără de mine. Ia primi! După ce trecu cât trecu de la cununia lor, boierul se duse odată în treaba lui pe moșie. În lipsa lui, veniră doi țărani
cu o prigonire la curte. Aflând că boierul nu este acasă și văzând pe Cuconiță într-un cerdac, ei începură să se jeluiască la dânsa. Ea asculta și tăcea. Unul zise: "Aveam să mă duc până în cutare loc, însă o roată de la căruță mi se stricase. Nu puteam înhăma apa la căruță cu trei roate, mai cu seamă că era a făta. Atunci m-am rugat de vecinul meu, ăsta care e de față, să-mi împrumute el o roată. El ce e drept aseară mi-a împrumutat roata ce i-am cerut, cu gând că azi până în ziua să mă duc la treaba mea. Când, ce să vedeți, cinstiți boieri, astă noapte mi-a fătat iapa un mânz." Țăranul cel cu roata îi tăie cuvântul și zise și el: "Nu-l credeți, Cucoană, să vă ție Dumnezeu, roata mea a fătat mânzul." Cucoana asculta din cerdac și tăcea. Țăranii așteptară ce mai așteptară și dacă văzură că Cucoana nu le face nicio judecată, întrebară: "Da, unde-i dus boierul Cucoană?" "Ea s-a dus," răspunse ea, "să vază un lac de mălai ce-l avem pe marginea unui iaz, că în toate nopțile ies broaștele din trânsul și mănâncă mălaiul." Țăranii se uitară lung și plecară. Ajungând la poarta ogrăzii boierești, ei începură să se întreba unul pe altul: "Ce fel de vorbă foaia cu Cucoanei, mă, nea ăsta? Cum se poate broaștele să mănânce mălaiul?" Ce se sfătuiră ei, ce vorbiră, că nu mai se întoarseră să întrebe pe Cucoană ce vorbă foaia. Dacă veniră dinaintea cerdacului iară, prinseră a întreba: "Da, bine, Cucoană, că ce să fie vorba ce ne-ai spus-o? Poate se ca broaștele să mănânce mălaiul?" "Nu știu dacă broaștele pot să mănânce mălaiul sau ba," răspunse Cucoana, "dar știu că roata nu poate să fete mânji." Tocmai atunci își veniră și țăranii de acasă. Acum înțeleseseră și retenia vorbei Cucoanei, se mirară de atâta înțelepciune și se împăcară cum știură ei mai bine. Vin și boierul acasă, întrebă: "Cine a mai fost pe aici în lipsa mea? Ce s-a mai petrecut?" "E, ce să fie," răspunse ea. Iaca cine a venit și iaca ce s-a întâmplat cu ei și ce le-am zis eu." Boierul, cum auzi, îi zise: "Fiindcă ai călcat făgăduiala și ai judecat fără mine, nu mai putem trăi amândoi. Ia-ți ce poftești de la mine și ce-ți este mai drag în casa mea și să te duci la tată tău acasă." Cucoana zise: "Vorbele tale, bărbate, sunt sfinte pentru mine, pentru că de aceea bărbatul este bărbat. Nu sunt vinovată într-un nimic, căci n-am judecat pe acei jeluitori, ci le-am spus numai unde este stăpânul lor. Dar dacă dumneata găsești cu cale să mă gonești, eu mă supun fără să cârtesc și îți mulțumesc încă din adâncul sufletului pentru bunătatea ce ai de a mă lăsa să-mi aleg ce mi-e mai drag din casa dumitale. Un lucru te mai rog, fiindcă mă gonești, lasă-mă să mă mai veselesc odată și eu în casa domnului meu și bărbat. Dă o masă și cheamă pe prietenii noștri și cunoscuți să petrecem împreună și să ne chefuim pentru cea din urmă oară." Boierul se înduplecă și porunci de făcu o masă de alea înfricoșatele, unde chemă prietenii și pe cei mai de aproape ai lor. Șezură, se înveseliră și se chefuiră cât le cerură inima. Cucoana însă tot îndesa paharele boierului și el tot bea. Și mai dete unul și încă unul până-l făcu cuc. Se îmbătă boierul de se coclise turtă. Atunci și Cucoana îl ia frumușel la spinare fără să mai simță boierul ceva și îl duse la tată său acasă, unde-l puse pe cuptor de dormi până se trezi. A doua zi, când se deșteptă boierul, văzându-se în astfel de hal, întrebă unde se află. Cucoana îi răspunse: "La tata acasă. Când m-ai gonit de la dumneata, mi-ai dat voie să iau din casa dumitale ce mi-o fi mai drag. Aceea am și făcut. Nimic nu mi-a fost mai drag decât bărbatul. Nu crezi să mă ții de rău pentru că mi l-am luat?" Când auzi boierul asemenea vorbe cu noimă, se gândi ce se gândi, apoi zise:
Haide-mi nevasta acasă și să trăim ca în sân de rai. Acum pricep eu ce odor de femeie am dobândit. Și m-am suit pe o șa și am spus-o așa. M-am suit pe o roată și v-am spus-o toată. Producător Zoom Studio România. Scenografie și montaj Virgil Geiculescu, Andrei Davidescu. Povestitor Alina Istocescu. Noapte bună, copii!